Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina, un episod în care din nou ne aflăm aici cu Matei și în care vom face o recenzie sau ceea ce putem noi să facem în loc de recenzie, adică o să ne spunem niște păreri despre o carte care se numește Endless Night de stupoare Agatha Christie. Eu nu m-am așteptat ca ea să scrie o carte de genul ăsta, a fost un total șoc, mă așteptam să aibă un detectiv sau ceva. Și am crezut că nu este adevărat. Dar iată, este adevărat. De ce spun asta? În primul rând, cartea asta a fost scrisă când avea 80 de ani? Da, nu știu, a apărut în 67-68. Parcă citise că avea aproape 80 de ani sau în jur de 80 de ani, ceea ce mie mi se pare fabulos să poți să scrii o carte ca asta, care să aibă atât de multă coerență la 80 de ani. Jos pălăria, n-am pălărie, dar înțelegeți. Poate îmi pun gluga să o dau jos ca să fie de efect. Dar da, mi-a plăcut. Coperta mi se pare foarte mișto. Hai să spunem așa cam despre ce este vorba în ea, așa ca idee să înțeleagă oamenii care ar fi acțiunea. Avem acest tânăr pe care am uitat cum îl cheamă, pe care îl cheamă Mike. Ce bine e să fie și Matei aici. Avem acest tânăr pe care îl cheamă Mike, și care ne povestește el așa cum și-ar dori să-și construiască o casă pe acest teren numit Gypsy Acre, unde era deja o casă numită The Towers și care se pare că avea un blestem asupra ei, casa, terenul, în principal terenul avea un blestem asupra lui și povestește cum își dorește el foarte mult să-și construiască o casă acolo, el fiind sărac lipit sau, mă rog, un fel de pierd de vară, trântor, un tip care era, schimba trântor, era, joburile da, foarte des. Da, schimba joburile, era un trepăduș așa, la 23 de ani sau câți avea și nu era genul foarte în care să poți să-ți pui baza. Era, cheltuia banii foarte repede, îi plăceau fetele, avea tot felul de aventuri, pentru că era arătos, era pamblicar așa. Și ca orice pierd de vară de ăsta, avea niște aspirații pe care nu le putea îndeplini pentru că n-avea cum. Maică-sa era săracă. Observăm chiar din primele pagini ce gusturi rafinate avea el și cum își dorea foarte multe lucruri pe care nu și le putea permite pentru că erau fabulos de scumpe. Și aflăm cum, nu-i așa, într-o zi absolut întâmplător, întâlnește o fată fix în acest Gypsy Acre. Bineînțeles, peste ei vine această femeie în vârstă de etnie romă, pentru că dacă o să spunem că era țigancă, probabil nu, o să se... Nu, era romă, pentru că nu există rom în Anglia, erau țigani. A, da? Nu da. Era? E, da, da, în zilele noastre ar fi... Nu, era gypsy, care traduce este țigan, pentru că englezii și irlandezii au și țiganilor. Nu este absolut cred că nicio... toată lumea are, dar nu, mă rog. Nu, chiar toată lumea. În fine. Și... Să nu e politically corect, acum că nu e cazul. O întâlnește pe această țigancă destul de bătrână, care începe să le spună amândurora... Mai întâi lui și apoi ei, pentru că s-au întâlnit separat, să le spună cum ar trebui să nu mai meargă la Gypsy Acre, pentru că este foarte nasol și ea așteaptă un viitor oribil acolo, ea încercând să le citească în palmă. Bineînțeles că ei au avut impresia că este o porcărie amenințarea ei și că totul este doar de dragul show-ului și de a se crede important o femeie în vârstă. Și iată că relația dintre cei doi se adâncește, se apropie din ce în ce mai mult, până când se căsătoresc, el aflând înainte să se însoare cu ea, nu este mare spoiler, aflând că ea este una dintre cele mai bogate moștenitoare din lume. Lume sau America? America? Știu că din lume, parcă. Era american, că și familia era foarte, foarte bogată. Exact, el era britanic, acțiunea se petrece în Marea Britanie oricum. Așa, și totul minunat și surprize, ce se întâmplă, fata asta îi face un, adică nu neapărat că îi face lui un cadou, dar îi face o surpriză, cumpără ea Gypsy Acre, care era oricum la vânzare, și construiește o casă acolo cu un arhitect pe care el și dorea foarte, foarte mult să-i construiască o casă a visurilor lui. Și de aici începe foarte mișto acțiunea. De aici vă dați seama, cred că puteți să vă dați seama că ceva o să se întâmple. Este genul ăla de film, cum de carte, cum are și film, apropo. E genul ăla de carte slash film.
în care o familie se mută în X casă și de acolo ceva dubios începe să se întâmple. Asta se întâmplă și în cartea asta, însă ce are deosebit față de poate multe filme slash cărți din aria asta este că finalul este foarte mișto. Deci finalul este foarte mișto, nu este un final de o pagină sau de, nu știu, jumătate de pagină de genul ăla Into the Water sau în ape adânci, cum ar fi, de afli acolo, știi, ultima pagină, afli cine e criminalul. Nu, frate, este un roman în care ți se explică după aia cu lux de amănunte care a fost toată faza, de fapt, cu toată cartea. Și mi s-a părut foarte mișto. Și ce pot să zic? Pe mine una m-a impresionat foarte mult pentru că Agatha Christie did it again. N-a fost cu Poirot, n-a fost cu Miss Marple, n-a fost cu cine mai are pe cineva. Nu. Nu știu, poate mai are, dar nu știu. Da, știu că mai era un detectiv, parcă, la un moment dat. Da, ăștia doi erau cei mai cunoscuți. Da, erau băieții. Cam despre asta este vorba în carte. Ce mi-a plăcut foarte mult la ea, asta a fost imprevizibilitatea de la final și cât de coerent a fost. Și nu m-am așteptat ca Agatha Christie să poată scrie și altfel. Nu numai în anii 20 sau 30. Da, și chestii oarecum clasice bătrânicioase, așa că toată lumea era pedantă în cărțile ei cu ceiuțul de la 5, cu exact. Mâncărică, cu tabieturi și obiceiuri de-alea de high society britanice. Nu, aici avem de-a face cu totul altfel de lume. Aici ne gândim la sex, vorbim despre persoane că erau, cum îi spunea Grete, era sex... Sex impersonated sau ceva de genul, adică la 80 de ani Agatha Christie, cea cu care tu erai obișnuit cu Poirot și cu d-astea, se brusc îți revelă o altă față a ei, o față exact. De femeie modernă și de literatură modernă. Acțiunea se petrece tot în anii 60, deci nu este o de anii 20. Și avem de-a face cu o societate deja în anii 68 era începusă revoluția sexuală și tot, și na, e o scritură foarte modernă adaptată la timpul în care ea a scris această carte. Deci acest personaj e destul de libertin, femeile arată foarte sexy și nu ezită să spună și să sublinieze aceste aspecte fără să o facă nu știu, pornografică sau altfel de obscenă de doar de dragul de a fi, cum sunt în anumite alte cărți, știi? Nu, este fixa limita aia de bun simț, pentru da, care oricine dar, poate să o citească. Dar îți prezintă universul Agatha Christie altfel decât cel la care te aștepți. Pentru ambii a fost o surpriză extraordinar de plăcută și de neașteptată această carte. Am citit-o amândoi în două zile. Nu, mai mult de două zile, dar oricum foarte, dar foarte repede, da. Foarte repede. Bine, nici nu e groasă, dar într-adevăr finalul a fost pe mine m-a dat gata, mi-a dat cu cartea în cap, pentru că îți prezintă lucrurile cu așa o natură, îți dărâmă de fapt tot ce bănuiai tu că se întâmplă, cu o naturalețe fantastică și a fi de fapt cu totul altceva decât la ce te-ai gândit. Eu nu m-aș fi gândit la finalul ăsta sub nicio formă. Măi, nici eu nu m-aș fi gândit și asta m-a dat un pic pe spate. Țin minte că eram la final, tu mă întrebai dacă am ajuns la final. Da, că mă auzeam reacția. Aflat. Eu când am aflat momentul, am zis, aolă! Da. Deci este o carte pe care vă recomandăm cu 70 de guri și de mâini. Cred că e super mișto de citit. Nu știu dacă a fost printre ultimele sau ultima. Printre ultimele. Așa. Și în cazul în care ați citit-o, vrem să știm și noi ce părere ați avut, pentru că pe noi ne-a dat pe spate. La fel ca Bufnița asta. Foarte mișto coperta. Ediția asta este una foarte veche. Este de la un fel de librărie, un fel de anticariat numit Yellow Zebra. Este second, cu cărți second hand. Da, dar sunt acolo efectiv niște bijuterii. O să urmeze un episod cu vampiri, cred, în curând, în care Matei o să vă povestească ceva despre o carte luată tot de la această Yellow Zebra. Poate reușim să vă și ducem acolo într-o zi, să facem ceva foarte scurt, așa să vedeți și voi care-i faza, în caz că veniți pe aici, să treceți pe acolo, pentru că sunt cărți foarte ieftine. De exemplu, asta a fost, cât a fost? 1000 de forinți. 1000 de forinți înseamnă ceva de genul... cât? 10 lei? 15 lei? 15 lei, ceva de genul. Și sunt cărți vechi, unele sunt primele ediții, își găsești tot felul de chestii mișto acolo și nemai, nu știu, deosebite așa, rare și chiar
chiar e mișto, e mișto locul ăla și chiar poate, uite, chiar mergem când se mai încălzește un pic să vă arătăm și vouă, meamă. N-am mai zis meamă de mult, da. Cam asta a fost. Dacă mai știți cărți de Agatha Christie de același gen, care să n-aibă niciun detectiv super cunoscut, spuneți-ne și nouă, iar până data viitoare... Păi stai un pic să vorbim și de film. A, da. Ia uite, mă, închideam. Mai stați că n-am terminat. Zi de film. Păi filmul a fost făcut în 72, deci relativ recent după lansarea cărții. L-am văzut și pe ăla, că am vrut să vedem exact care e faza cu filmul respectiv. Nu a fost ceva fantastic. Nu, no, aș prefera cartea oricum. Da, din start. Personajele au fost relativ ok, adică... Da, au nu fost, știu dacă... arătau exact cum mi l-am imaginat. Da, mai puțin, asta vreau să zic. Nu știu, pe el nu mi le imaginam așa, dar au fost alese ok. Ea era super drăguță, el avea față de tip, doar că mi s-a părut mult mai în vârstă în film decât 23 de ani. Mă rog, nu asta contează. Filmul are o adaptare, e bazat pe cartea asta, deci e o adaptare, dar nu este o adaptare rea. Dar nu știu, nicio chestie care să zici, băi, m-a dat pe spate și... Na. Nu mai poți să dormi noaptea în pat, vorba aia cu nevastă. E de văzut, dacă citiți cartea, recomandăm, adică între film și carte recomandăm cartea cu siguranță. De 100 de mii de ori cartea. Na, dacă vă plac filmele 70-iste fără o pretenție de asta așa, de o, nu știu, de o vreme ploioasă de weekend, merită, adică da. Na, o oră jumate nu e nicio dramă. E bunicel, e englezesc, na, e ok, dar nu este nimic fantastic. Da. Cam asta ar fi. Așa este. Până data viitoare. Vă zicem salutare.